Doamnelor și domnilor, așa cum am spus și la început, conceptul acestei seri stă sub semnul viziunii regizorale a maestrului Kürti Andrasch, unul dintre prolifice autori de spectacol muzical, nu doar ai României, ci și ai Europei. Pe lângă titluri din literatura clasică, Verdi, Puccini sau Rossini, domnia s-a pus în scenă și lucrări contemporane, mereu cu respect pentru muzică, dar și cu îndrăzneala autorială. Mai mult, Kürti Andrasch a făcut parte și din echipa de producători ai legendarului impresar Tibor Rudas. În această calitate a fost una dintre mințile creative ale concertelor celor trei tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo și José Carreras, printre care cel epocal de la Los Angeles din 1994. Câteva cuvinte despre partea a doua, despre Traviata din această seară. Veți vedea că s-a optat pentru prezentarea tabloului întâi din actul al doilea și al actului al treilea integral pentru a suplini absența corului. Această formulă, la prima vedere întrucâtva restrictivă, i-a permis regizorului Kürti Andrasch noi valențe creative, după cum veți vedea. Îl invit acum pe scenă alături de mine, împreună cu asistenta de regie, Vince Beato. Bună seara, eu aștept Tivano. Bună seara! Bravo! Engedjék meg, hogy egy kicsit szubjektív legyek ezek után, a tények után, amiket a műsorvezető úr ilyen fantasztikus professzionizmussal elmondott. Mă rog să mă lăsați să fiu subiectiv după aceste cuvinte a conferatului. Én ezelőtt 25 évvel kezdtem a pályámat Kolozsváron. Eu în urmă cu 25 de ani am început cariera în Cluj-Napoca. Úgy is fel lehet fogni, hogy 25 évig tartott, amíg eljutottam Marosvásárhelyre. Putem înțelege și în așa fel că a durat 25 de ani până am ajuns în Târgu Mureș. Persze közben történt egy más, és bejártam a világot. Sigur, între timp s-a întâmplat multe lucruri și am cutreierit toată țara, lumea. De annál nagyobb öröm nekem, hogy ezt az én kis személyes évfordulómat itt Marosvásárhelyen önökkel ünnepelhetem. Dar pentru mine este o mare bucurie că această aniversare de 25 de ani pot să sărbătoresc aici cu dumneavoastră în Târgu Mureș. Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, már a meghívásnak is nagyon örültem, hogy az első Virginia Zelni Fesztiválra meghívattam, és hogy itt dolgozhattam. De a munka során még fokozódott az örömmel, mert egy kiváló csapatot találtam, egy nagyon szívélyes fogadtatást, mind a fesztivál szervezője, a fesztivál igazgatója részéről, Giorgio részéről, mint mindenki részéről. Sunt foarte fericit că am putut să ajung aici pentru invitație din partea lui domnul Giorgio. Azután még tovább fokozódott az örömöm, hogy egy kitűnő csapattal dolgozhattam a színpadon. După aceasta, fericirea mea s-a făcut și mai mare pentru că am putut să lucrez cu o echipă foarte bună pe scenă. Erről most a Traviata jelenetek előtt nem illik beszélnem, ezt majd ítéljék meg önök. Acum nu e frumos să vorbesc înaintea spectacolului Traviata, dar așteptăm răspunsul dumneavoastră. Köszönöm a szíves fogadtatást, köszönöm, hogy megtiszteltek mindnyájunkat a jelenlétükkel. Vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră, că ne-ați primit. És nagyon remélem, hogy jövőre önökkel ugyanitt ismét találkozhatunk. Și sper foarte mult că anul viitor cu dumneavoastră tot aici ne vom putea întâlni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, ne pregătim așadar pentru Traviata. Dar înainte de asta, vă rog să ne gândim cu toții cei prezenți acum în această sală, că poate cândva, la sfârșitul anilor 40, la Polonia, începea o poveste
care a avut numai puțin de 648 de capitole. Această poveste se numește Traviata în versiunea Virginiei Zeani. Și am să fac apel acum la memoria celor dintr-o generație poate puțin mai adultă decât a mea. Și am să vă rog să vă gândiți care era coperta înregistrării din 1968 de la București cu Traviata cu Virginia Zeani. Am să vă ajut, este într-adevăr o fotografie pe care cei mai mulți dintre noi o cunoaștem și pe care de-a lungul timpului am avut ocazia să o vedem în foarte multe contexte, inclusiv aici, la festivalul Virginia Zeani de la Târgu Mureș, la Palatul Culturii, în expoziția de fotografii din foaier. Este Virginia Zeani în Traviata la Metropolitan la jumătatea anilor 60. O fotografie care a devenit iconică, o frumusețe demnă de Elizabeth Taylor, un personaj care prin această imagine și prin acest rol a intrat în legendă. Mai mult decât atât, Virginia Zeani a deschis o linie a violetelor Valerii care au devenit o specialitate românească, am putea spune. Pentru că după Virginia Zeani, pe marile scene ale lumii, în Violeta Valerii, au strălucit Ileana Cotrubaș, Eugenia Moldoveanu, Nelly Miricioiu, Angela Gheorghiu, Leontina Văduva sau Aurelia Florian în această perioadă. Distribuția spectacolului nostru de astăzi reunește câțiva dintre cei mai buni interpreți din țară. Soprana Ana Maria Donose în rolul Violetei de la Opera Națională Română din Iași, tenorul Marius Zaharia, Alfredo, Opera Națională din Timișoara și baritonul Bala Sandor în Germont Tatăl, Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca. Ne vom revedea așadar pentru Traviata după o pauză numai lungă de 15 minute, evident împreună cu Orchestra Filarmonică de Stat din Târgu Mureș, condusă tot de maestrul Cristian Sandu, în viziunea regizorală a regizorului Curti Andraș. Ne revedem așadar în 15 minute.